Detalii șocante ies la iveală în cazul omului de afaceri de 78 de ani ucis în Piteș de către fiul său de 16 ani. Acesta a fost reținut și a recunoscut în fața anchetatorilor că și-a ucis tatăl cu mai multe lovituri de cuțit. În zilele ce au urmat, adolescentul a organizat petreceri în casa în care ascunsese cadavrul sub un morman de haine. Între tată și fiu erau conflicte pe tema drogurilor. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Băiatul de 16 ani le-a spus anchetatorilor că și-a înjunghiat tatăl duminică noaptea, apoi l-a lăsat în agonie, acoperit cu haine, pături și alte obiecte din casă și în seriile care au urmat și-a invitat în vilă prieteni cu care a petrecut. Trupul tatălui său se afla în tot acest timp în bucătărie, iar musafirilor le-ar fi spus că mormanul de haine acoperă gresia spartă. Prin procurorul Laurențiu, parchetul Argeș, conform declarației lui și a altor persoane audiate în cauză, este vorba de cel puțin 10 martori audiați în cauză până în acest moment. Da, au avut loc petreceri, dar fără ca ceilalți participanți la petrecere să știe de prezența cadavrului în locuință. Cadavrul nu era vizibil. Ce au descoperit medicii legiști pe trupul omului de afaceri găsit mort după 4 zile, fiul său de 16 ani este suspect. Petrecerile s-au oprit joi seara când adolescentul a revenit în casa mamei sale și a dat de înțeles că ceva rău s-a întâmplat. Minorul îi spusese mamei, dar nu îi spusese exact ce se întâmplase, adică atenuase cumva gravitatea evenimentului. Îi spusese mamei suficiente detalii încât aceasta să fie îngrijorată și să anunțe autoritățile. Femeia a mers la casa fostului soț și a alertat autoritățile. Împreună l-au găsit pe bărbat fără suflare cu numeroase rând de cuțit. Medicii legiști au descoperit că după atac bărbatul a zăcut cel puțin 24 de ore între viață și moarte. Băiatul a povestit anchetatorilor că se certa în ultima vreme cu tatăl său din cauza petrecerilor de la care nu lipseau drogurile. În urmă cu 2 luni, prietena băiatului, o fată de 14 ani, a fost dată dispărută după ce tatăl ei găsise droguri printre lucrurile ei. În final a fost găsită bine, în prezența iubitului de 16 ani, relatează știrile ProTV.ro.